Bogdan, care este mesajul tău pentru această activitate? Mesajul meu pentru această activitate este următorul. Câștigă jocul împotriva drogurilor. Ai prieteni apropiați care consumă droguri? Da, am avut doi prieteni apropiați care consumau droguri, doar că i-am îndemnat să nu mai consume și am reușit să-i scot din acest viciu. Mesajul nostru antidrog este să nu fim dependente de aceste substanțe și să evităm alcoolul, tutunul și alte substanțe dăunătoare organismului nostru. Ce înțelegi tu prin droguri și fumat? Prin droguri și fumat înțelegem singurătatea care ne depărtează de oameni. Sunt Ioana, de la clasa a 10-a E, iar împreună cu colegii mei am participat la campania antidrog. Mesajul nostru este, fii conștient, nu dependent. Sunt Paul, de la clasa a 9-a B, iar mesajul antidrog al echipei mele este visele se realizează, nu se injectează. Sunt Adnana, de la clasa a 9-a B și știu că drogurile, precum alcoolul, tutunul, chiar și marihuana, ucid, dar cu viteze diferite. Sunt Ioana, de la clasa a 9-a B, iar mesajul nostru antidrog este nu risipi fericirea unei vieți pentru câteva clipe de euforie. Sunt Florentina, de la clasa a 9-a B și alături de echipa mea am dorit să vă punem o întrebare. Ce alegeți? Să râdeți sau să plângeți? Noi vă sfătuim să alegeți calea fericirii. Bună! Mă numesc Bobaisa Elena, sunt de la clasa a 9-a D și am venit aici ca să spunem stop drogurilor. Mesajul meu este că lumea drogurilor este un labirint cu mai multe intrări, dar fără nicio ieșire. Deci nu intra în acest labirint. Drogurile îți dau senzația că trăiești într-o lume a ta, dar de fapt ești în afara lumii. Nu mai consuma droguri. Bună, cum te numești și de la ce clasă ești? Mă numesc Ștefanaia Ioana și sunt de la clasa 10-a E, Științele Naturii. Care este motivul pentru care v-ați adunat azi de aici? Ne-am adunat astăzi aici pentru a spune stop drogurilor. Care este mesajul tău? Știi că drogul face rău, îi spunea amicul său, dar valoarea vorbei are până la doza următoare. Just across the bar, my seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home.